Salutare și bineînțeles sărbători fericite și la mulți ani Nicolae și bineînțeles Alma este cu mine aici pentru că o să facem o degustare de dulciuri foarte interesantă. Stați să reglez puțin lumina. Hai Alma, hai, hai, hai de sus lângă mine, am pus și bradul aici. Hai. Și aici avem pe Alma cu împreună o să degustăm dulciuri pe care le-am primit de Moș Nicolae și bineînțeles am pus și aici bradul frumos împodobit. Iar dulciurile pe care o să vi le prezint, bineînțeles, au venit Moș Nicolae din partea iubitei mele, bineînțeles. Așa că astăzi o să le degustăm împreună cu Alma. Nu-i așa, fată? Nu-i așa, fată? Știți cum zic fetele între ele? Ceva și fată? Așa zic și eu la Alma. Ceva și fată? Da, ea e deja pregătită aici. Hai, hai. Hai să vedem. O să trebuiască să te pun pe jos ca să despachetăm. Așa că hai. Bineînțeles că o să degustăm anumite dulciuri, doar unele dintre ele. Așa că hai să începem cu una în care cu siguranță o să-i placă la Alma. O să vă arăt, bineînțeles, aceasta. Gata! Imediat îți dau și ție. Avem aici o cutie cu fursecuri cookies. Mai yummy. Bineînțeles, o să-i dau prima oară la Alma. Mamă, zahăra, ia Alma. Ia, pentru tine, ca să nu mai latri așa mult și să nu mai zic apoi lumea. Fiți atenți ce de tare arată. Îmi place asta cum arată cu zahăr foarte mult, așa că bon apetit. Wow. Alma se joacă cu fursecul. Wow, de bun e. Hai să vedem următorul lucru. Să-i dau bineînțeles 10, nici mai trebuie să mai dau note la asta pentru că 10 toată lumea. Așa că următoarele sunt niște cookie-uri pe care, sincer să vă zic, acestea deja le-am desfăcut. Desfac din acestea, mai mâncat, sunt niște cookie-uri The King, Kings se cheamă. Și ca să vă zic sincer, mai am unul singur în el. Așa că o să-l desfac, nu? Tentația era prea mare și gustul îmi place la nebunie. Bineînțeles. A, mă, ce? Ai și mâncat ăla? Este un cookie foarte... Stai să mai mâncă un cursec ca să nu mai latre atât. Poftim. Ok. Este un cookie foarte moale și îmi place foarte mult, dar are foarte multe proteine, deci vedeți cât e de negru și are cu ciocolată, așa că bon appetit. Mi-e place să fie cât mai moale, pentru că se topește în gură și astea sunt preferatele mele, o să-l pun la loc pentru că nu vreau să după aceea să ziceți că mă îngraș de Crăciun și așa mai departe, că știți cum se zice, să îngrași porcul de Crăciun. Imaginați-vă să gătiți un porc îmbrăcat. Cam așa. Așa că următoarele sunt tot de la același sortiment de cookies, The Kings. Sunt foarte bune, că probabil sunt la fel de moi. Și ia să vedem ce avem noi. Asta nu l-am desfăcut până acum. Vedeți că normal sunt 4. 1, 2, 3, 4, da. Așa că sper să fie la fel de moi. Da, și astea sunt la fel de moi. Sunt ca niște pâini pufoase, dar puțin mai tari, care se topesc în gură. Wow, cât de fain arată. Ia, fiți atenți, ce cookies. Se simte că vine Crăciunul. Wow. Mamă, ce fel. Deci că am mâncat un corn cu ciocolată, doar că mult, mult mai bun. Ăsta e gustul sărbătorilor de iarnă. Dați un mare like la acest video. Nu pentru mine, pentru Alma, care face întotdeauna gălăgie. O să punem aici ca să păstrăm mai târziu. Bineînțeles, o să iau pe cea care deja am mâncat-o. Așa că următorul lucru, avem foarte multe chestii pe care le-am primit de Crăciun și bineînțeles sub acest brad minunat, bineînțeles că am pus totoșei acele șosetuțe în care Moș Nicolae le-a pus, așa că hai să vedem următoare chestii. Avem un pachet de la Kinder, foarte frumos, bineînțeles că Kinder Country. Acestea sunt niște Kinder care nu sunt așa obișnuite, precum le știți, pentru că... Ia uite ce frumos se deschide, zici că e o poșetuță. Ia uitați ce tare. Și aici luăm un Kinder și sunt cu alune, cu lapte și cereale. Are cereale înăuntru, nu știu dacă ați mai mâncat voi, dar probabil ați mâncat, cu siguranță. Și fiți atenți, Kinder-ul ăsta este foarte bun pentru care... Ia uitați, are foarte multe cereale pe lângă. Deci nu sunt alune, sunt cereale. N-am mai mâncat de mult din acesta. Se simte mai tare gustul de cereale decât de lapte. Ce, Alma? Ai terminat de mâncat fursecul? Ia să văd. Ai terminat fursecul? Vrei mai vrei un fursec? Ce să-ți mai dau eu ție? Uite, îți mai dau un fursec.
Da, cred că nu l-am mâncat nici pe ăla, pentru că se joacă cu mintea mea mereu, după ce ia ceva, mereu vine la mine ca să mai fure încă altceva. Deci e hoață, e hoață, e hoață. Credeți-mă că e hoață. Ia să-i mai dau ceva, ia, uite, ia uite, încă un curset. Încă un curset. Așa că hai să trecem la următorul cadou de la Moș Nicolae. Ia să vedem, avem aici ceva foarte, foarte frumos. Se cheamă Celebrations. Celebrations. Este un pachet, nu l-am desfăcut nici pe asta. Este un pachet format din mai multe sortimente de branduri. Cum ar fi Milky Way, Snickers, Twix, Mars, Bounty, Dove, da, un Dove și mai e încă ceva aici de care n-am auzit. Teasers. Deci această cutie, dacă vreți să o faceți cadou cuiva, este genială, măi băieți și fete. Hai să o desfacem. Wow, 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 ce avem noi aici? Ia uite, Snickers, deci sunt mini, nici nu știu, o să iau una. Ia să vedem, o să iau ceva ce nu am mai mâncat, Mars din acelea am mai mâncat, uite, o să iau Teasers din acesta, sper că e bomboane de ciocolată, cred că e bomboane de ciocolată, Teasers, hai să vedem. Yummy, yummy. Da, e bomboane de ciocolată, dar sunt curios că nu am mai mâncat niciodată. Are cereale înăuntru. E dulce, mi se simte un nod în gât dulce de la ciocolată. Nu mai simți gustul ăsta de ciocolată, e destul de intens și interesant. Dar e foarte bun și fiți atenți câte nebunii avem noi aici. Bounty, sunt curios, n-am mâncat niciodată mini Bounty. Și îmi place foarte mult. Bineînțeles că Alma încă o dată vrea ea. Tu nu ai voie ciocolată. Ți-am mai zis. Sunt curios dacă are cocosul ăla înăuntru, mini Bounty. Și îl are. Aplauze! Hai, poți să-l latri acum, Alma. Asta cred că o să las la sfârșit, pentru că este foarte tare. Și fiți atenți, avem aici niște praline. Ia să vedem. Ciocolată belgiană. 6 mixuri de flavor. Mamă, dar cel mai tare și cel mai tare. Îmi place că suntem în spiritul sărbătorilor de iarnă și bineînțeles acesta mi se pare cel mai interesant, pentru că uitați la moș, la moșul ăsta de zăpadă cum arată. Așa că cum se deschide? Moșule, ce tânăr ești, e prima oară când vii la mine. Asta a fost ciudat. O să încerc acum să-l deschid, pentru că nu l-am deschis nici pe acesta. Iar pralinele. Opa, haide. Îmi pare o că te trebuie să te muști de fund, dar asta este. Asta că nu, hai că să nu o deschid pe toate, uite așa arată. Wow! Sunt 6. Ia uitați. Praline. Mamă, dar credeam că sunt puse în cutii ceva. Dar tot împachetate. Ia să vedem. Nu îmi spune care. Are formă de căluț de mare, se vede. Așa că, bun, a venit. Are cremă de caramel înăuntru. E de caramel. Ce-i, Alma? Ce mai vrei de la viața mea? Spune-mi, ce să-ți dau ție? Uite, Alma, uite. Uite, vezi? Uite. Deja o să mă umplu de ciocolată, așa că o să las doar pe asta. Mamă, cât de bună, e foarte aromată și simți ca și când ai mâncat un rom de ciocolată. Mamă, dar ce place bradul ăsta. O să, dacă vreți să vedeți bradul, o să postez pe canalul Florentin Hriscu în curând cum am făcut, cum arată bradul normal, pentru că ăsta normal e mult, mult mai mare. Așa că, ia să vedem. Și ultimul pachet, dar nu cel din urmă, este acesta. Tot niște praline. Ce fel se vede acolo. Îmi pare rău dacă vă scot ochii. Stați așa să scot din reflector. Tot un brad din, cu ciocolate, cu praline de ciocolată belgiană. Dar îmi place, cel mai mult mi-a plăcut la asta, pentru că aici este auriu și este foarte, foarte cristalizat. Cum să zic? Hai să vedem. Bineînțeles, se deschide tot din fundul bradului, ca de obicei, că doar na. Hai să vedem, se deschide sau nu se deschide? Perfect! Așa că, la fel, o să vreau să deschidem și ăsta. Ia vedem. Hai, hai, hai! Aleluia! Am dat desfate, mă, hai! Nu spune că trebuie să desfaci din partea asta și din partea asta. Ai de viața mea, mai bine o las așa. Văd că sunt aceleași praline. Ups! Au căzut. Ia să vedem, a căzut. Julian Open. Belgian ciocolată cu praline. Astea, practic, cu alune. Au aceeași formă, cred că sunt din aceeași gamă.
Da, Alma, tu nu ai voie ciocolate, ți-am mai zis. Nu ai voie ciocolate, dar poți să sărbătorești Crăciunul. Ia uitați. Ce frumos arată. Poți să-l adre acum cât vrei, pentru că vrei să simte gustul ăla de alune. Intens! Așa că acestea au fost dulciurile care mi-au plăcut, au fost cele mai interesante. Bineînțeles că am primit o tonă de dulciuri și alte cadouri din partea iubitei mele și pentru asta îi mulțumesc din tot sufletul meu și îi spun că eu o iubesc extraordinar de mult și asta. Și Alma o iubește. Așa că dați un mare like, distribuiți acest video mai departe, mai zile tu ceva, Alma. Perfect. Și noi ne vedem data viitoare cu multe sărbători și Crăciun fericit și la anul. Ce să mai zic. Așa că vă zic multă pace și iubire. Salutare!